Bine v-am regăsit, abonaților, aici la un nou video de pe acest canal minunat de gaming. Și am văzut în comentarii și știam și eu asta, dar n-am considerat-o ca pe o problemă. E un video, nu se, adică în videorile mele, de, adică orice video, nu prea se înțelege să vorbesc eu. Și de aceea, tu nu prea te uitea la un video unde, adică nici eu nu m-aș uita la un video în care persoana respectivă nu vorbește foarte clar, adică ca mine. Și vă rog să nu vă luați de mine. Am avut o problemă când eram mic, dar s-a rezolvat în mare parte. Dar logică, dacă voi nu mă cunoașteți, mai vorbesc și repete pe clip, nu se înțelege. Ceea ce înseamnă că o să încerc să vorbesc mai rar. Dar când vine prea multe prea multe lucruri în momentul acela și trebuie să le spun, până ajung eu unde trebuia, îmi pierd ideea și da. Ok, păi, vă mai spun o dată, bine v-am regăsit, abonaților, aici la un nou episod de pe acest canal minunat, minunat de gaming. Astăzi ne jucăm Clash Royale, noul sezon tech pe Clash, unde e, vedeți voi, Clash Mess is here, Nave Season. Un loc a free legendary book of cards from the Clash Royale track, kick out the new Archer Queen Tower skin, emote and card boost from the video. Mai bine ați vorbi engleză, am mai multe șanse să vorbesc cu ochii acolo, dar nu-mi permite limba aceea să... În fine, nu mai contează. Ok, o să intrăm pe YouTube să vedem care e treaba. Era de la emote-ul ăla, în fine. Păi hai să uităm aici, uitați, am calitate maximă de YouTube 1080, în fine, nu mai contează. E smecher emote-ul ăla, te-ți place la nebunie. Deci, Clash Royale Nave Season Greetings is Clash Mess. Collect a cozy Nave Tower skin, ok? Deci asta va arăta noul Tower skin. Adică, eu zic că toate Tower skin-urile sunt smechere, dar unele sunt mai tar ca altele. Mers asta de Crăciun, îmi place la nebunie când vine Crăciunul, și e tot un potobit și astea sunt unele dintre cele mai tar Tower skin-uri. Un loc, The Archer Queen Tower skin, ce să zic, e smaker și astea. Deci, Nave Emote și Hog Revenge, un loc from Mega Deck Challenge. Urăsc când emote-ul e la Mega Deck Challenge, dude. Am zis că am luat emote-ul ăla cu Skeleton King și aș fi luat și emote-ul ăla cu Archer Queen și cu Golden Knight, dacă nu-mi fura contul, că mi-a furat contul fix în zilele alea și am apucat să iau de că primul emote, dar nu mai contează, adică cel cu Skeleton King. Ăsta, logic, nu o să-l iau dacă e la un Mega Deck Challenge. Urăsc challenge-urile alea, unde am și eu niște noroc, nu știu, să zicem, un fel de elixir ceva, sau la triple trap minute astea acolo, foarte cu sigur, dar totuși e destul de greu. Ok, și cărțile alea, nu contează cărțile alea, nu îmi pasă niciun alt care e boostat, urăsc cărțile alea. Ce îmi place e că ne dă o carte de legendarii free. Bine, free, dacă tot la pesural, dar tot pentru coroană, na. Voi vă întreb pe voi, voi folosiți vreo carte din alea? Eu, sincer, nu, în afară de executioner într-un deck, dar în loc toate afară, dude. Deci balans sensis, bă. Ok, dăm un rework la Ice Wizard. Play now, yay! Da, fucking urăsc Clash Royale. Poate fac asta cu ursul cu alea, că, na, nebune, nu știu.
Ok, filmează, da? Da, e un alt moment în care vidul de astea să mai da. Ok, dude, uite că el nu poate intra, dude, ai că vorbi. Ia, poate... Ce-ți dă ta smecher pentru el, dude, ia. Că ăsta poate intra, ia, deci îi dă o cheie. Două ține așa. Tu te primește... Dude, ai că nu e rău, nu e rău. Afară cu tine. Ok. Ai văzut cartea nouă? Bine, cartea nouă. O carte care îi mai trebuia lui. Ok, hai să deschidem set, adică clanul orsul ăsta. Sper că avem o legendară bună, dude. Adică una, na, prințesa aia sau ce e aici, nici nu mai știu ce e legendară aici. Da, prințesa e bine. Ok, carte nouă. Bun, e bine că în data 100 avem să ne 120, o să intre mai multă lume acum în clan, probabil. Ia să putem să ne niște defensiv aici. Hai să nu punem cărți chiar asta la întâmplare, dude. E cam la întâmplare, dar nu contează asta. Ok, cred că în loc de asta, nu știu, nici nu știu, sincer să fiu, nici măcar nu știu. Da, m-am uitat eu la ce clanuri sunt, mie, bă, ăsta seară, după ce am filmat episodul ăla de o oră. Uite că zic, ia, pot să mă intru pe cont? Aparent pot. Ok, ia să ne uităm ce nu-i pe aici. În ce clan s-a dus ăsta, bă? Boss. Warul premiază. Ok, Phineas cu conturile lui. Ora sa. Ok. Și se la fel de atache la... Ok, uitați-mi, ăsta e un cont al meu. Ăsta e alt cont al meu. Și cam atâta. Dar nu prea mă interesează mult. Ok, hai să intrăm pe alt cont al meu. Unde avem ceița o legendară. Voi vă dați seama că de acum încolo o să fie numai legendară tot restul episodului. Deci, eu mă chinui pentru voi să avem un cont destul de smecher, zic eu, la cilindrurile astea aici, adică pe fiecare episod. Adică să nu existe episod în care nu iau o legendară sau dacă nu iau o legendară să fie episodul foarte smicker sau să vedeți din ăsta, da. Nici nu știu, da. Ok, vedem ce legendară ne pică aici. Bun, pe ca asta te vreau, dude, asta te vreau, Clash Royale-ule. Ok, prințesa e bine. E bine, o fac level 2. Bine, level 2, level 10, de fapt, dar nu mai contează asta. Hai că ne facem să ne defensiva. Încă nu mi-am pus un deck, dar o să mi-o pun. Bine, acum că am și eu la level 10. Dude, nu are minerul meu star level, dude. Păi cum să nevă minerul meu, dude, pe bunea sa? Ok, cred că mi-am consumat, da, mi-am 8000, dude. Nu, mai bine nu mai facem asta. Urmează 5 asta unde am numai cărți de level 3. Adică bine, să zic cu decuri de cu cărțile elixir la fel.
What? Book, dude. Eu am jucat și mi-am urât viața la eventul ăla, în fine. Minero sau Princesa, dude, amândouă au 3, asta că nu îmi pasă. Ok. Asta e mega cute. Fui bine că am ținut asta, făcut bun. Da. Mi-a dat mega cute. Hai că luăm la legendare pe episodul ăsta de nu mai pot. Dude, chiar luăm legendare, să nu uitați apăsați pe butonul de like și de subscribe dacă n-ați făcut-o încă. Să ne trădem să nu acolo mai mult. Dude, avem mai să un led. Dude, putem să luăm o legendare, dude, dar nu o să dăm simtute de zemuri. Poate înainte merită să dai, dar nu. Nu o să dăm ținutul de demoliut. Ok, mai bine. Adică, poate e mai ok asta să vezi legendară, spui că, dar mai bine vezi că asta că să dă un wild card și știi că poți să-l pui pe orice legendară vrei tu. Adică doar uitați-vă. Vreau să-l pun pe Lumberjack, dar o să-l punem după ce îl upgradăm pe Lumberjack. Na, asta ar putea fi o problemă, dude. Dar hai să cumpărăm emoji-uri, dude. Bun. Urmează Radu. Nu, dar ce mi-a dat kick din clan, dar nu-i nicio problemă, dude, că o să intrăm în clanul meu, hai că în, na, în... Vedeți acum. Da, nu, stați puțin, dude, că trebuie să încă o clan. Ca să am set la... Dude, dacă nu mai am setul la Warding, că o să că mi-a dat kick. Sper să... Sper să... Eu cred că glumesc, dude. Ori l-a deschis Radu, dar e posibil, dacă l-a deschis Radu foarte bine, dacă l-am pierdut setul pe dacă am pierdut setul din goza lui ăla care mi-a furat contul. Da, e are probleme. Oricum avea. Dar nu contează. Are un an afară. Păi ia. În fine, nu mai contează. Urmează Eric, tipul mă cu noi și gata.
O să vedem un mes pe contul meu ca să vedeți cât de bun sunt eu la... Ok, v-am zic ce e cu asta? Ca să vedeți cât de bun sunt eu la... colesterol. Ok, hai să zic testul ce este, dude. Ok, e în Alclanda, este la fel. Ok, Wildcard, v-am zis. Ok, mi-a dat... notificare de la un video care avea tot legătură cu Clash Royale, asta că nu-i mare chestie, nu-i nimic ciudat. Cât am pus, bun. Ia, sunt curios, ia. O să țin de membri, dar la clan activ, da, se setunat și e ok. E easy. Ok. Asta nu mai e easy peasy. Dar eu cred că putem să-i batem, are 7, hai să zicem 800 de titoni, să iau ăsta. Ok, nu mai vorbim, și 184, duc cu 30 de membri. Ia. E mai bun al nostru deocamdată, adică la donații oricum îl fac, face clanurile acelea, dar nu știu dacă ți la ori, dar o facem, dude, noi ne descurcăm, dude. O să toxic la toată lumea, dude, dacă nu face ce trebuie, ok? Asta e ideea, dude, că am set de gold. Sperați că nu merge să apă. Ok, în fine. Și legendară de astăzi este... una, nu știu, Mega Agnet, Lumberjack sau pe acolo care nu, care trebuie să fac, dar bandita, să duc spre level 2 speed, nu știu ce să zic. Ok, ne mai trebuie vreo 3 ore-uri aici, să-i facem și noi la 1800 sau nu mai știu cât, 2000, parcă, ia. Uite, au pus tot, dude, ia uitați-vă, dude. Facem și noi 2000, dude, dar uitați că avem sine și 9 de trofei, dude. Dacă aveam 60, din 2 ore-uri, ajunseam direct la... nu. Deci, la 2000 de trofee ajungem aici la Gold 2 și ne dă o coroană deasupra emblemei astea de la ora sa. Dar nu, trebuie 3 ore, adică cum ar veni? Na, e 2 săptămâni de zile, adică sunt 4 săptămâni de zile. Adică trebuie toate cele 3 săptămâni, adică în ultima săptămână, în aia când o să ne dau 100 de trofee, dacă câștigăm toate cele 3 ore-uri, ar trebui să avem deci ar trebui să avem 2019 trofee, dude. Ok, dar hai să ne uităm și la clanul. Ok. Deci, stați prin prima oară, ne uităm la clanul nostru, așa, 4300, 5000, adică 550. 52k scor și 2327 de donații. Contează și donațiile câte cât ia. Deci 49 de membri, asta 2020, dude. Wow. 54, dude. La scor ne bat. Dar la donații nu. Ok, bine, donațiile de să fie exact dacă nu ții totul la ori mai deloc, ok. Dude, dar nu mă uită prin clan, dude, ca să vedem dacă sunt. Ok, n-are pe nimeni, deci n-are pe nimeni asta, fără, care să fie trecut de 7 zile. Asta la fel, dar au mai pus în donații asta, cred că e un clan la Bolivia. Ok, 44, 6300, 6300, dar la fel au mai pus în donații ca noi. N-are la fel nici un om sub, adică, care să nu fi fost activ mai mult de 7 zile. Ok, mamă, ăsta mai slab, ăsta cred că este mai slab, ăsta ar fi oameni, dude, normal, are, mă, trebuie și mica să intre. Ok, deci, muerte subita și Bolivia, cred că sunt clanuri ușoare de bătut, vedem să facem cu Cap, Uba și Asax, Zaz, Bidder, Better. Ok, eu sunt pe locul 5 din clan, adică, gândiți-vă, dude, că dacă eu mai câștig 2000, eu sunt pe locul 3, dude. Și asta o să ți facem, dude. Dude, e foarte greu să urci la început de sezon, dude, că urcă tot 3 harderi, dude. Înțearcă să urce tot 3 harderi, dude. Asta, uite, dude, ăsta e ca mine, dude, n-a băgat bani în joc, probabil, nici nu știu, dude.
Nici nu știu cât de bine e să faci asta, dude. Hai, dude, că eu încă nu mi-e lisir! Ce carte mi-ai să ai, dude? Urăsc cum m-ați cu oricor, dude. Oricum, mi-ar dă un balon că de să da în altceva. Hai, dude, că urăsc, păi n-am cum să-l bat, dude, că o să-l pună pe ca se mai are ale... Să mor tu că ai dat lightning-ul. Ăla nu mi-a sunat pe turn că e... Dude, a, păi, stai, bă, nu fac o altă strategie, dude, dă-i! Nu dă că de ce să dea, de ce? Tu spune... Fuck! Fuck, dude, boom! Dude, nici nu știu cât de bine e sau rău că... Am elixir prea mult, dude, și nu-l folosesc, dude, nu îl folosesc. Mă lasă? Dâng. Du, nu tu ce a fost cu el, dar m-a lăsat că zic, doamne, îi mulțumesc, e cel mai smaker player. 5485, 5400, ia. Deci avea toate cărțile maxate în afară de ăsta, viziți. În afară de eu cum se numesc, în fine, trebuie peste cartea aia. În afară de Dark Goblin, Pekka, Sip, a, Inferno Tower, dude. Avea tornadă maxată, dude. Voi, vă vine să credeți. Mezigar, bine, eu, bă, dude, e singurul legendar asta că a pus toate cărțile în aia, dude. Cu toate că nu... Probabil nu fi băgat bani, nu știu, dude, doar de 4 ani, dar se mai mult a făcut 5889, păi la fel care 105 din 106, dude. Cât a făcut sezonul trecut? Cel mai mult, dude, văd, 5827. Dude, dude, el era la best, nu? Da, dude, deci el era la bestul lui din sezonul acesta. Eu cât am 5485. Ok, suntem preocupat, dude. Eu nu vreau atât de mult să ajung pe locul 3 cât să fac 5500, știți? O să ne uităm în top și după... Nu, te rog, nu! Tu te dă la pasiv, dude! Tu n-aveam logo. Da, dai, că de ce să nu dai? El dă, că la mine nu dă. Fi să fă cap.
Fuck, dude, ură zucul ăsta. Dau Razor din cauza că uitați-vă și voi, dude, la zucul ăsta, că nu ai cum. Tu de ce a dat un idiot la mine acum? Nu, da, se pune. Sunt foarte curios. Fii! Uite-te, vă, uitați-i tryhard, re! Nu pot să iau să-i spiritul, nu, că de ce? Dai wow ca mă, ca mama. What? Dai, dai pe turn, dai, 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 dai. Tu cred că trebuie să părinții ții până asta, dar... Asta-i, dude, când... Bă, când trebuie să cățiți ceva cățiți, dude. Când te gândesc că eu trebuie să dorm de mai mult de o oră, dude, ții. Nu, 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 ok, nu, ok, nu, ok, nu, ok, nu, ok. Ok. Dacă nu e ok, am zis. Am zis că între părinții, da, cred că s-a întâmplat asta, îmi pare rău, da, ok, 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 ok. Dude. Hai că din nou vorbesc cum nu trebuie să-i... Oh, nu... Fucking God, dude, eu am pus cartea, eu știu că am pus cartea. Tu n-ai ce să mai faci, că sunteți fraier, tu nu știi să ducați, uite fraier, uite fraier, iată-te mai multe ori. Un gol, cred, dude. Câte trofee? 29, dude. E ok, mi-a dat 300, acum 29, ok, 30 de trofee, în fine. Nu, hai că nu contează, hai că, uite-te aici, 29 cu 300, nu 60 de trofee, ok, deci mi-a dat... Dude, deci când am văzut că folosește cel balon, am zis, gata, e game over, dude, dar uite că n-a tot e chiar ok. Are ai spiritul de level 12, în rest, Lampard de level 10, dude, wow. Ok, am ajuns la 3500. Chiar 14. Ok, abuzez Moldova este la... Dude, ai ca online, dude, abuzează Moldova, dude. Nu știu ce cu nume. Bine, ai că n-am nimic cu oamenii care au numele de denu... stați puțin să dăm un refresh. Ok, am dat refresh la clet, real. Ok, dude, vreau să mă uit puțin la David Redut, de unde e el? Nica... Ok, nu mai contează. Bă, că are un clan, ok, dude, bine, la trei la nu m-am uitat, vreau să mă uit mai mult la deck-ul lui. Deci el are 3 cărți, el folosește 4 cărți, care le folosesc eu, dude. Bine, are cărți mix ca Spiritul, Goblin Bearer, Minion, Mini P.E.K.K.A, dude, de-aia are 3.8, dude, am tu să duc și eu, dude. Văd că el... Da, el cred că, dude, el era la bestul lui de trofee, pe bune. Și, uite că sezonul trecut n-a făcut cel mai mult, dude, dar, mamă, 3933, dude. Măcar nu e acolo, știți, la 3980 ceva, 90, adică când mai trebuia un met pentru 6000 și nu îl găsiți și dai res mare, da. În fine, dude, sunt pe locul 3 în acest moment, dude, pun bărul că dacă mai dau niște meturi, dude, pierdut. Eu acum ca să ajung pe locul 2 ar trebui să mai dau vreo 3 meturi ca să fac 6600, încă vreo 3, dude, ca să fac încă 9, dude. Trebuie să mai dau vreo 6 meturi, dude. 6 meturi pentru el, dude. Formă încă fiindcă mă uit, dude, frosat, bine,
Ideea e că dacă câștig 8 meciuri, 7 sau 8 meciuri ca să ajung pe locul 1. Bine, 7 meciuri, din 7 meciuri ajung sigur pe locul 2 și din 8 ajung sigur pe locul 1. Acum, cine este să fii dude? Hai, nu te-ai citit un meci, ca să termin episodul ăsta frumos, dude. Asta chiar mi-a plăcut episodul ăsta, adică doar uitați-vă, dude, aici, că deci am făcut un loot, dude, urăsc trap talent, n-am să o tokenuri sau ceva, te-ați putea să iau de aici, dude. Unul de epic, ok, unul de comun, oricum n-ați avea de legendar, dude. Uitați câte cărți, dude, pot să le fac, dude. N-am bani, dude. Cred că sunt de tot de învață, dude, la mine înainte, nu ia. Dude, hai că sunt ok, bine, cam aici am fost eu mereu. Măcar sunt pe locul 3, dude. Bine, că eram, cred că, aseară, eram undeva peste locul 6, adică era și Blade în fața mea și tot lui și se mai ieși și mai mult. Cred că, nu, mi-a inera, în fine, nu mă gândesc. Îi dăm putin la leaport aici, la player global odată. Ok. Gândiți-vă că unul dintre are 7, ba nu. Da, în fine, are 6600, ia este 2, da. Deci unul dintre are 6600 de trofei, dude. Deci el trebuie să mai facă 1400, dude. Știți care e ideea? Că el o să facă trofei lată, probabil, dude. Dar eu mai mult de, nu tot de sistem, eu mai mult de 300-400 de trofei, eu nu fac într-un sezon, nu știu cum, eu nu fac nici suma din cât fac el. Bine, dar uita, dude, mamă, dude, mamă, golem de level 9, dude, cred că ar fi trebuit să, cred că trebuie să-ți mai urse ice golemul ăla, pentru că, dude, bine, de fapt, oricum îl dituri repede, dar parcă la level 9, dude, da, vreau să te da, să se dea smaker, că uite, dude, că uite, că na, da. Uite, locul de level 13, fireball de 13, ice spirit de 13, bine, ice spirit-ul putea să lase la fel la level, dude, îi dă mai mult stun, nu știu, dude. Sunt curios pe solo che Flavius, că da, tot e 100 simte, dude. 237, 311, dude, unde este, mă, Dălin, dude? E într-un loc, dude. Uite-l pe Marcel, dude, 5300, dude. Modelin, uite. 1083, dude. Ok. Tot ca să fii în top local, te trebuie undeva din te vedeți la 6800, să zicem 6900, bine, dacă ai 6900, dude, ajuns automat pe locul, pe locul, să zicem 827, asta că nu trebuie, trebuie să ai măcar 6873, dacă ai 6870, momentul cât au cu 72, dude, atunci să zicem pe locul 990, adică răzvan aici care dai în Habibi, dude. Trebuie să-i ca să intre aici, dude. Dar nu tot este, nu scad trofele. Bine, cred că aveam mai multe să ca e posibil, dude. Adică să scad trofele, dude, la clan, adică când la început de sezon, adică să se, bine, cred că avea să se ca după cum zic eu. Cum a, dude, băi, nu înțeleg, zi, aia din global de, nu știu, ok. Păi, avem doar că mă tata a fost cu acest episod. Mi-e rupt de Clash Royale, deci mi-a plăcut episodul ăsta extrem de mult. Nu știu dacă o să mai încerc, o să mai doc, dar oricum aici e bine că am făcut și pentru aici, adică vedeți că trebuie să aștept încă 10 ore și 15 minute ca să îmi deblocheze al doilea tire, ok? Și tu relate bine că mai am atât de la câte ore mai sunt. Aică o zi și 10 ore. Clem Rorduri, 8 Clem Rorduri care sunt ok până acum.
Hai că o să atât de mai să înțeleg la sine de murde, da? Ok, abonaților, eu am vedea de... nu uitați Instagram-ul meu în descriere, nu uitați like, de subscribe la acest canal dacă n-ați făcut-o, n-ați intelect la video. Eu am vedea de zi, vă spun la revedere, pa! Nu, n-am dat! Fa, nu mă băga, că pierd.